Organizația Let's Do It Romania a lansat la jumătatea acestei săptămâni o aplicație pentru smartphone prin care oricine va putea semnala oricând cu noaiele pe care le întâlnește în oraș sau în natură, pentru ca apoi să se facă o sesizare către autoritățile în măsură să intervină. Aplicația de mobil dezvoltată în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost prezentată astăzi și la nivelul județului Giurgiu de către echipa județeană Let's Do It Romania. Prin intermediul acestei aplicații, se pot face raportări ce vor ajunge direct la autoritățile abilitate să ia măsuri pentru ecologizarea anumitor zone, care în termen de 30 de zile urmează să dea un răspuns. Această aplicație a fost aplicată și testată deja cu succes chiar și în București, unde diferite zone au fost ecologizate. De asemenea, echipa județeană Let's Do It Romania a vorbit despre încheierea campaniei Let's Do It Danube. La ediția din acest an, peste 3500 de giurgiuveni s-au alăturat acțiunilor de ecologizare și peste 1800 de elevi au fost implicați în campania de educare ecologică. Campania Let's Do It s-a încheiat cu o tabără organizată zilele trecute în delta Dunării, unde copiii au fost un fel de exploratori ai Dunării. Și ne bucurăm că la această tabără au fost din județul Giurgiu 3 copii și un cadru didactic, ceea ce ne bucură, ceea ce spune multe. Copiii sunt implicați, ei au mers în această tabără în urma unui concurs organizat la nivel național. Prin noul tip de voluntariat lansat, cel digital, organizația Let's Do It își dorește să stimuleze simțul civic al românilor. Concret, cu ajutorul acestei platforme, fiecare cetățean va putea raporta existența deșeurilor către autorități oriunde și în orice moment.